și odată cu ele rapoartele privind apariția unei uh, drone în zona Sankt Petersburg, care reprezintă, de fapt, și cel mai mare eveniment din acest fel din ultimele săptămâni. Asta notează BBC. Nu există date cu privire la proprietatea acestor dispozitive, încă se dezbate de unde au venit, ce scop au avut acestea, dar cel mai logic într-o astfel de situație este. Să presupunem că armata ucrainenă ar fi în spatele lor și aceasta nu este o informație care ne aparține, ci este din analiza BBC, sigur că nu e concluzia noastră. Este greu de spus ce au vizat aceste drone. Doar una dintre ele a explodat pe teritoriul rafineriei Rosneft. Acestea sunt incidente destul de diferite, iar Moscova a declarat marți că forțele sale au doborât două drone ucrainene care au vizat infrastructura civilă din sudul Rusiei. Sunt informații uh, care apar în presa internațională, așa cum ai spus BBC, dar și alte uh, publicații discută despre acest subiect și e foarte importantă uh, și poziția uh, Moscovei care precizează că sunt drone de producție ucraineană. Deci nu discutăm Evident. despre aparatură și tehnologie uh, a NATO care să uh, intervină pe teritoriul Rusiei, nici măcar în peninsula Crimea nu se poate întâmpla acest lucru, ar fi un precedent uh, uh, foarte periculos.